Sunt în Fuerteventura, a cincea insulă pe care o vizitez din arhipelagul insulelor Canare. Am parte de o vreme frumoasă, chiar dacă bate vântul, soarele arde sus pe cer. Dacă merită sau nu să faci o vizită aici, o să-mi spuneți voi la final, după ce veți vedea acest clip. Cu alte cuvinte, vă urez vizionare plăcută! Ah, și era să uit, îți plac locurile izolate, gen cum este acest mic sat pescăresc, unde puțini oameni ajung? Sau plaje sălbatice și stâncoase? Ei bine, va trebui să stai până la final ca să le vezi. Salutare, dragilor! Sunt în Fuerteventura, o insulă mare. De fapt, cred că este a doua ca mărime din arhipelagul insulelor Canare, o insulă care, în mare parte, este pustie. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este cea mai puțin populată insulă din cele 8. O parte din insulă are solul nisipos, iar cealaltă parte munți înalți. Iar principala atracție este surfingul. Am văzut în avionul cu care am ajuns aici o grămadă de surferi care au cu ei plăcile cu care se dau pe aceste valuri imense. Și dacă vă spuneam că este o insulă aproape pustie, ei bine, undeva la vreo 2-3 km se află o insulă și mai pustie. Se numește Insula de Lobos. Eu în acest moment mă aflu în Coralejo, este un oraș port în capătul de sus, cum priviți pe hartă, al insulei, iar către insula de Lobos sunt curse zilnice cu feribotul, durează undeva la vreo 10 minute și din ce am aflat costă vreo 10-15 euro de persoană. Plaja în acest loc nu este ideală pentru a sta la soare sau a face baie, pentru că este pietroasă, din lavă răcită. Pentru că toate aceste insule, 8 la număr, sunt insule vulcanice. Ba mai mult, undeva în depărtare, la vreo, să zicem, 20 de kilometri maxim, se află insula Lanzarote. O vedeți acum în depărtare. Cele două insule au fost unite pe vremuri, acum poate 1 milion, 2 milioane de ani. Însă creșterea nivelului apei a făcut ca în prezent să fie două insule datorită creșterii nivelului apei din oceanul planetar. Am tot încercat să închiriez o mașină de pe o zi pe alta, n-am găsit și m-am gândit să merg în port unde sunt mai multe companii de rent-a-car, poate găsesc una care nu a fost preluată, s-a anulat bookingul între timp. Și am avut noroc. Am găsit un Volvo la 105 euro pe zi. Mult, dar fiind ultima mașină disponibilă, a trebuit să o iau. Și aceasta este mașina. Ho-ho, deci nu pare rău că am dat 100 de euro la cumpărat. Este un Volvo S60T4R automatic. Air design, habar n-am ce înseamnă, că nu mă pricep la mașini, dar presupun că este o mașină scumpă. Aveți idee cam cât costă? Un preț de fabrică? Ghinionul altora că a anulat rezervarea, norocul meu. Nu am mai condus până acum modelul acesta de mașină, Volvo S60, dar arată foarte, foarte bine. Cred că este în categoria sedan-limuzină. Vă spuneam un pic mai devreme că mare parte din această insulă este nisipoasă, cu un sol preponderent din nisip. Pe kilometri pătrați veți întâlni un astfel de decor. În clipul precedent v-am arătat deșertul Maspalomas, dunele de nisip din localitatea Maspalomas. Însă aici este ceva mai diferit, pentru că nu te afunzi în nisip,
Este un sol amestecat totuși cu pietre vulcanice, roci de lavă. Vreau să vă duc acum pe o plajă frumoasă, care este preferată și de surferi, dar și de turiști. Am ajuns la Grande Playa Coralejo. Este o plajă ciudată cu un nisip atipic, parcă cineva ar fi vărsat un sac de ciment. Iar din loc în loc, pâlcuri cu vegetație. Sincer vă spun, n-am mai văzut o astfel de plajă până acum. Eu mă mir că nu se încurcă între ei. Uitați-vă și voi cât surferi fac kitesurf. E un sport frumos, însă echipamentul costă ceva de preferat dacă găsiți de închiriat. Din ce am înțeles, un astfel de echipament poate ajunge și la 5.000 de euro. Iar pentru că aici bate vântul tot timpul anului, turiștii și-au creat astfel de cazemate ca să fie protejați de vânt. Și se relaxează, se bronzează în interior. Dacă vrei o plajă specială, fără reguli, în care să fii doar tu cu natura, să stai așa, să te bucuri de frumusețea vieții, ei bine, această plajă este ideală pentru tine. Iar din acest punct se vede cel mai bine insula de Lobos. Dacă cineva mi-ar arăta imagini cu această plajă, sub nicio formă n-aș crede că se află undeva în insule Canare, mai degrabă Seychelles, Maldive, un nisip alb, apă turcoaz și o grămadă de surferi. Poate chiar Hawaii. Și acesta este echipamentul, o placă mică de surf și un zmeu, la care se adaugă un costum, presupun că din neopren, și un ham de care se agață zmeul. Vă spuneam un pic mai devreme că mă aflu în orășelul turistic și port Coralejo. Este unul dintre cele mai mari orașe de pe această insulă, împreună cu Puerto de Rosario, sunt cele mai vizitate locuri de către turiști. Aici veți găsi o multitudine de cazări. Cazările, în schimb, nu sunt ieftine, aș putea spune chiar scumpe. Găsiți o cameră la hotel undeva la vreo 150 de euro pe noapte sau apartamente de închiriat în sistem Airbnb la vreo 80-90 de euro pe noapte. Spre deosebire de celelalte insule pe care am fost din acest arhipelag, aici, în Fuerteventura, vin o grămadă de rulotiști, pentru că în portul Puerto de Rosario este linie directă de feri către Cadiz. Practic, legătura cu continentul se află doar la, nu știu, câteva ore distanță cu ajutorul unui feri. Mă simt ca într-un imens sat de vacanță, dar un sat de vacanță de bun gust. Nu cum avem și noi satul de vacanță din Mamaia, unde este un chici și o adunătură de tarabe, cașcarabete, chioșcuri, buticuri, peste tot muzică dată la maxim. Aici este un alt vibe, modern, civilizat. Însă distracția cea mai mare se întâmplă în port, pe lângă casele vechi din această zonă. Aici veți întâlni o grămadă de terase, bărulețe, chiar și cluburi cu muzică, dar din aceea veche spaniolă. Aici, în centrul vechi al portului, se întâmplă toată distracția. Seară de seară, lumea se adună la terase, cântă împreună cu artiști locali, dansează și se simt bine. În primele zile m-a cam deranjat vântul, dar am început să mă obișnuiesc, nu mai am nicio problemă. Singura chestie e că nu-mi stă freza deloc. Am întrebat un localnic și mi s-a spus
365 de zile pe an aici bate vântul. Dar până la urmă și acest vânt are farmecul lui. În timpul zilei observ că majoritatea localurilor sunt închise, dar eu am venit aseară undeva în jur de ora 7 și credeți-mă, absolut toate magazinele, restaurantele și terasele erau deschise, ba mai mult, peste tot, lume, localnici și turiști. Am oprit undeva pe drum să admir această panoramă. Peste tot, numai deșert și din loc în loc câteva case. Nu de alta, dar am auzit că plouă undeva la vreo 12 zile pe an. Deci cam o dată pe lună, cu puțin noroc. Nu puteam să nu vizitez și un sat tradițional de munte. Sunt undeva în mijlocul insulei, la o altitudine de vreo 600-700 de metri. Mai precis, în localitatea istorică Betancuria. Această localitate veche este o oază verde, pentru că nu am mai văzut atât de multă verdeață de când am plecat din portul Coralejo. Plimbându-mă pe aici, parcă mă simt într-un decor de telenovelă veche spaniolă. Zona centrală a Betancuriei are o vechime de peste 500 de ani. De exemplu, această biserică a fost construită în anul 1475. Am vizitat o grămadă de orășele de munte, însă acesta este cel mai frumos de până acum. Clar o să-mi aduc aminte de frumusețea acestui loc. Pentru că am o memorie vizuală foarte bună, de fiecare dată când văd un loc asemănător, stau să mă gândesc cu ce seamănă. Un restaurant foarte vechi. Nu știu ce an arată acolo sus pe poartă, însă dacă știți, scrieți-mi și mie mai jos în secțiunea de comentarii. MCDIV. La un moment dat știam și eu anii scriși în litere romanice. Dacă stau să mă gândesc, MCDIV. Cred că 1404. Mă înșel cumva? Cred că nu. În partea veche a orașului, accesul mașinilor este interzisă. Puteți merge doar pe jos. Și cam așa arăta pe vremuri această localitate. Bineînțeles, în mare parte, cam la fel. Există cazări aici, dar credeți-mă, sunt undeva la peste 200 de euro pe noapte. Un local senzațional, ia uitați-vă în partea de sus, o terasă complet verde. Văd doar umbreluțele și câteva mese. Dar intrarea, spectaculoasă. Această localitate este ca și cum un pictor și un arhitect medieval au făcut echipă și au desenat-o. Nu găsesc nimic ne la locul lui. Nu găsesc niciun cusur. Totul impecabil. Totul este impecabil. Îmi place la nebunie locul ăsta. Imediat lângă Betancuria se află unul dintre cele mai înalte piscuri de aici, din zonă. Din locul acesta se vede mare parte din insulă. Oriunde te uiți, în zare, numai deșert.
se poate ajunge cu mașina până în vârful muntelui. Acest punct de belvedere se numește Mirador Moro Velosa. Iar aici sus în vârf există și un mic bar-restaurant. Acum este închis. Mă gândesc că fiind miercuri, poate nu sunt clienți la apus. Eu unul aș sta sus acolo pe terasă să beau o bere rece și să privesc un apus senzațional. Am ajuns pe partea cealaltă a insulei. Sunt în localitatea El Cotillo. Aici este o altă plajă preferată de turiști și surferi. Latura asta a insulei nu are foarte multe plaje. La un moment dat, zona devine muntoasă și sunt stânci imense care se termină brusc în apă. Dar printre aceste stânci sunt mici plaje preferate de nudiști. Persoanele alea care vor să stea să se bronzeze fără urmă de sutien sau de slip. Una dintre ele, din ce știu, se numește Cofete. Această plajă, El Cotillo, este ideală și pentru copiii mici, pentru că din loc în loc sunt mici golfuri cu apă puțin adâncă. Aici cazările sunt ceva mai ieftin, un apartament în sistem Airbnb 70-75 de euro, iar o cameră la hotel cu mic dejun 100-115 euro. Chiar dacă mare parte din suprafața acestei insule este deșertică, chiar și munții sunt golași și nu văd nici măcar un copac pe suprafața lor, în spaniolă Fuerteventura înseamnă vânt puternic. Ei bine, asocierea aceasta între vânt și moara de vânt este tot timpul binevenită. Mai peste tot pe insulă întâlnim astfel de mori de vânt. Ele erau folosite pentru măcinat. Cu toate că vă spuneam, este o insulă aridă și nu se cultivă mai nimic, ei bine, se importau mari cantități de cereale și alte diverse produse care necesitau măcinare. Decorul acesta arid mă duce cu gândul la Oman, la Emiratele Arabe Unite, zona înspre Al Ain. Este o zonă muntoasă, deșertică, unde nici măcar animalele nu au ce mânca. Când tocmai vă spuneam că pe aici nu sunt animale, ei bine, tocmai am întâlnit câteva veverițe, sau așa cred că sunt veverițe. Îmi place să ajung prin locuri izolate, așa am ajuns într-un loc special, cu o frumusețe aparte. Puertito de los Molinas. Un mic port pescăresc devenit între timp atracție turistică. Haideți să-l descoperim împreună. Dacă ești îndrăgostit și ți-aduci partenerul aici, crede-mă, l-ai cucerit pentru totdeauna. Valuri imense, stânci înalte, un sat de pescari izolat, câteva terase cu o priveliște de bază. Așa că ascultăm sfatul și adus partenerul sau partenera aici. N-am trăit acum 100 de ani, dar mai mult ca sigur, așa arătau satele pescărești din acele vremuri. Țineți minte acest loc, Puertito de los Molinas, merită. Merg acum către un alt obiectiv turistic din Fuerteventura.
Am descoperit și câteva rațe. Deci nu este o insulă chiar fără păsări și animale. Finalul acestui clip mă prinde în Puerto del Rosario, capitala insulei Fuerteventura. Este un orășel care se aseamănă mai degrabă cu un oraș din Maroc. Bine, oarecum normal, pentru că Marocul se află undeva la nici 200 de kilometri în față. City-urile au ajuns atât de demodate încât se dau la liber pe stradă, doar să nu ajungă la casat. Muzică clasică, barocco, 4, romanticismo, 8. Da. După cum vedeți, stau și nu le ia nimeni. Puerto de Rosario nu este un oraș turistic, nu sunt plaje spectaculoase sau hoteluri pompoase. Este mai degrabă un oraș administrativ. Portul principal, la cale de intrare pe insulă, aeroportul undeva la vreo 3 km și multe alte clădiri cu scop administrativ. Am întâlnit câteva planșe fotografice și realizez că până în anii 60 pe străzi nici măcar nu exista asfalt. Străzile sunt din zgură, amestecată cu pietriș și nisip. Uitați biserica pe care v-am arătat-o un pic mai devreme. Plaja din oraș observ că arată foarte bine. Un nisip fin, apă calmă datorită digurilor, iar lângă plajă este un dig. Poate fi o idee bună de a petrece câteva clipe romantice, mai ales că la apus se aprind și felinarele de pe dig. Dușuri, vestiare și nici măcar un șezlong. De se poate și așa. Acest video ajunge, din păcate, la final. Vă mulțumesc că v-ați uitat și dacă v-a plăcut această insulă și veți veni să o vizitați, mă bucur că v-am fost de folos. De aici, din Fuerteventura, până data viitoare, vă spun la revedere, v-am pupat. Și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest clip ajunge la mai multă lume.